Videoclipul de astăzi o să fie ceva mai diferit, pentru că m-am gândit să-l fac în natură. Vreau să vorbim puțin despre ceea ce înseamnă atracția fizică dintre doi tineri într-o relație de căsnicie, chiar și prietenie. Multe fete fac alegeri greșite atunci când vine vorba de alegerea partenerului cu care să-și petreacă restul vieții sau cel puțin o bună perioadă a vieții. Mă refer la relațiile de prietenie aici. Ce este, din punctul vostru de vedere, mai important? Aspectul fizic sau caracterul? Mulți au păreri și păreri. Unii spun că dragostea la prima vedere este dragostea adevărată, alții spun că nu e așa. Nu vreau să încerc să aduc o ceartă sau ceva de genul cu acest videoclip, ci pur și simplu o să vă spun care este părerea mea și o să dau câteva sfaturi ca să încerc să previn anumite lucruri. Din punctul meu de vedere, atracția fizică, da, este foarte importantă, cel puțin în prima fază, atunci când cei doi se văd, se cunosc și cred că e chimia aia care ajută ca cei doi să se atragă. Însă, cred că știți și voi foarte bine și nu trebuie să vă mai zic eu că acestea se duc în timp. Nu zic că nu mai ești atras când înaintezi în vârstă, ești atras, însă acum se schimbă puțin situația și ești atras într-un alt fel. Deja dragostea capătă un cu totul alt sens. Așa că este foarte important caracterul, din punctul meu de vedere, pentru că el trebuie să fie cel cu care tu să te înțelegi cel mai bine, dacă pot să zic așa. Caracterele oamenilor care se adună împreună trebuie să fie la fel. Sau cel puțin să poți să trăiești, să știi că poți să trăiești toată viața lângă omul acela care are caracterul în felul acela. Caracterul va rămâne tot timpul la fel, nu se va schimba, pe când fizicul se mai schimbă. Te mai îngrași, mai slăbești, nu știu, îți mai tunzi părul și nu-ți mai stă bine sau chestii din astea și cred foarte mult că este important acest lucru, tocmai pentru că caracterul unui om este des întâlnit în ceea ce privește relațiile dintre oameni și ceea ce se întâmplă de zi cu zi. Voi ce părere aveți? Ce credeți că este mai important? Caracterul unui om sau aspectul fizic? De ce anume trebuie să ținem cont atunci când ne căutăm persoana în care să ne petrecem restul vieții?